Bună și bine ați venit pe canalul Idei de Bricolaj! În tutorialul de astăzi o să învățăm o tehnică de croșetare și mai exact tehnica inelului magic. Am mai făcut un filmuleț pe acest subiect, dar de data aceasta vă prezint o versiune mai nouă, mai îmbunătățită. Este o tehnică pe care o folosim pentru a croșeta circular pe cerc și aici voi folosi croșeta de 6 cu o lână pentru croșeta de 6. O să încep astfel, pe mâna liberă, trec firul pe dedesubt și aici se formează un X, după cum vedeți. Iar cu croșeta voi trece prin spate și voi trage firul în față. Nu mă grăbesc aici pentru că este foarte important să obțin aici acest inel. După ce scot degetele și îl las liber, deci nu strâng firul foarte mult. Pentru că acesta este inelul pe care vom lucra. Deci, în altă parte, iau firul pe mână, îl voi trece între inelar și degetul mic și, bineînțeles, în jurul degetului arătător. După cum vedeți, aici pot să creez tensiune cu ajutorul degetului arătător și, în dependență de aceasta, voi lucra în continuare. Iau fir pe croșetă și fac un ochi ca să securizez acest inel și să îl fac să nu se desprindă. De cealaltă parte, cu acest fir pot să-l fac mai mare sau mai mic, în dependență de modelul pe care și de schema pe care o croșetăm. Cu cât mai mare este inelul, cu atât mai scurt va fi firul de început, dar bineînțeles, avem grijă să nu facem inelul prea mare pentru că o să se desfacă și nu o să mai avem niciun inel pe care să lucrăm. Acum pot începe să croșetez efectiv și voi începe cu un ochi pentru înălțime. Și voi croșeta piciorușe duble reduse. Am luat jeteu, am introdus și acum voi trece prin toate trei. Exact. Fac câteva piciorușe și aici este important ca firul de rest care ne rămânem să îl croșetăm împreună cu aceste piciorușe. Deci, după cum vedeți, firul merge de jur împrejurul inelului, nu îl lăsăm liber pentru că trebuie să-l introducem în modelul nostru și să-l ascundem, practic. Și avem acest cerc și cu ajutorul firului strângem. Pentru a obține cercul de bază pe, în jurul căruia o să lucrăm, la finalul rândului o să fac un ochi alunecat și astfel am obținut un cerc perfect pentru că cu ajutorul ochiului alunecat piciorușele pe care le-am făcut se distribuie de jur împrejur și acum pe această bază pot să construiesc orice. Firul îl strângem bine ca să nu avem spațiu gol în interior dacă nu ne dorim acest lucru și continuăm cu măriri de numărul de ochiuri sau pe același număr de ochiuri, în dependență de ce vrem să construim. Sper că v-a plăcut acest filmuleț, dacă da, nu uitați să vă abonați, să dați un like, share, subscribe la canalul nostru pentru a fi la curent cu ce mai postăm și ne vedem data viitoare!